Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, cunoașterea lui Dumnezeu este unul din cele mai nobile eforturi pe care putem să le depunem noi, oamenii. Este cea mai importantă investiție pe care putem să o facem, deoarece aceasta ne aduce cel mai important beneficiu cunoașterea Creatorului nostru. Cunoscutul predicator Spurgeon oferea trei motive pentru care omul ar trebui să încerce să-l cunoască pe Dumnezeu. Primul ar fi îmbogățirea minții noastre. Divinitatea este atât de vastă încât cercetarea ei nu poate decât să extindă limitele înțelegerii noastre. Nu vom putea spune vreodată că am ajuns la limitele cunoașterii în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. El este infinit, este absolut, este de necuprins. Dar acest efort nu poate să conducă decât la îmbogățirea minților noastre. Apoi, o asemenea inițiativă zmerește mintea noastră. Nimic altceva nu poate face mintea noastră să-și înțeleagă mai bine limitările decât vastitatea Dumnezeirii, înțelepciunea și desăvârșirea lui Dumnezeu. Un al treilea motiv pe care ne-l oferă vestitul predicator este acela că acest subiect aduce mângâiere. Contemplarea lui Hristos, a iubirii lui, nu poate decât să aducă pace în sufletele zbuciumate, pace acolo unde este neliniște, vindecare unde este boală. Dar, dragi prieteni, nu înseamnă că totul stă în puterea noastră. Noi trebuie să depunem acest efort, cu atât mai mult cu că Dumnezeu este cel care a inițiat acest proces al cunoașterii. Dumnezeu s-a revelat pe sine și revelația scrisă cu privire la persoana Lui o găsim în Sfânta Scriptură. De asemenea, El a venit printre noi în persoana Domnului Isus și a întregit această revelație. Cunoașterea finală însă va avea loc în momentul în care vom ajunge să petrecem veșnicia cu El în locul pe care L-a pregătit pentru noi. Chiar legea pe care noi o studiem este o parte a Revelației lui Dumnezeu. Așa cum mai aminteam, ea este mintea lui Dumnezeu, punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la noi și relația noastră cu El reflectată și în relația cu semenii noștri. Călătoria noastră continuă cu Instantaneul de la Sinai, unde Dumnezeu continuă să dea legea Sa poporului evreu. Suntem încă în capitolul 20, la versetul 20 de această dată. Până aici, Dumnezeu a stat pe munte în fața poporului și a dat cele zece porunci. Manifestarea prezenței Domnului era una deosebită, muntele fiind înconjurat de fum și tunete. Poporul auzea vocea Domnului și era plin de teamă. Ei cer mai bine lui Moi să se le vorbească, pentru că se temeau de Domnul. Dar să vedem ce se întâmplă mai departe. Moi s-a zis poporului, nu vă spăimântați, Căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Poporul stătea în depărtare, iar moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Cineva spunea că frica bună ferește primejdea. Cred că noi, creștinii secolului 20, am accentuat foarte mult sentimentul libertății. Atât de mult încât respinge o orice dovadă a autorității divine căreia trebuie să ne supunem. Nu se mai pomenește astăzi de faptul că Dumnezeu este și un Dumnezeu sfânt, sfințenie care trebuie să ne impună respect și teamă. Dumnezeu era în mijlocul poporului și prin aceste manifestări întărea importanța legilor pe care le dădea poporului. Dar să continuăm cu ceea ce le spune mai departe Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, așa se vorbești copiilor lui Israel. Ați văzut că v-am vorbit din ceruri. Să nu faceți Dumnezei de argint și Dumnezei de aur ca să-i puneți alături de mine să nu vă faceți alți Dumnezei. Să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduce arderile de tot și jerfele de mulțumire, oile și boii. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Altarul trebuia să fie folosit pentru aducerea jerfelor. Altarul vorbește de fapt despre crucea Domnului Isus, locul unde a curs sângele lui care îi spășea păcatele noastre. Acest altar a fost construit înainte de construirea cortului întâlnirii pe care Dumnezeu o să o poruncească poporului puțin mai încolo. Iată indicațiile pe care Dumnezeu le dă cu privire la construcția altarului. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite. Căci cum îți vei pune de alta în piatră, o vei pângări. Să nu te sui la altarul meu pe trepte, ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Dragi ascultători, aceste lucruri ne comunică nouă seriozitatea cu care trebuie privită închinarea înaintea lui Dumnezeu. Nu putem veni oricum înaintea Domnului. Nu putem veni cu abilitățile noastre sau cu talentele noastre pentru a-L impresiona pe El. Este o anumită cerință pentru apropierea de Dumnezeu, Sfințenia. El nu stă în puterea omului. Ea este oferită de Dumnezeu prin Domnul Isus. Este în aceste versete o învățătură foarte importantă. Observați că Dumnezeu le spune evreilor să facă altarul din piatră fără niciun înscris sau vreun element sculptural. Cu alte cuvinte, trebuia folosit o piatră simplă pentru construirea acestui altar. Să nu uităm că ei veneau din Egipt și, din câte putem observa din ceea ce a descoperit arheologia cu privire la acest popor, putem spune că era îndrăgostit de sculptură și pictură, de frumos, cu siguranță că și poporul evreu avea o mare apreciere față de acele elemente sculpturale atât de bogate în expresie artistică. Probabil că unii artiști din rândul poporului ar fi dorit să împodobească acel altar. Însă Dumnezeu îl vrea cât se poate de simplu. În această formă, Dumnezeu ne comunică care este accentul pe care trebuie să-l punem în închinare. El nu trebuie pus pe elementele exterioare, decorative. Nu este vorba despre o atmosferă creată în mod artificial, ci este vorba despre atitudinea inimii. Ea este aceea care contează. Dumnezeu este atât de categoric în această cerință încât spune că numai atingerea pietrei cu dalta sculptorului ar însemna pângărirea sau profanarea altarului. Dragi prieteni, bisericile de astăzi spun un accent prea mare pe tot felul de lucruri care să aducă o frumusețe exterioară închinării. De la simbolistica care ascunde totul în mister și face închinarea mai mult o problemă de inițiere, până la zgomotul și exuberanța unui spectacol, întâlnim nenumărate încercări de crearea unei stări artificiale, în care frumusețea vine prin elementele exterioare și nu prin valoarea intrisecă a întâlnirii cu Dumnezeu. Dragii mei, nimic nu trebuie să intervină în calea mesajului crucii. Nimic nu trebuie să ne abată atenția de la Domnul Isus, prin care ajungem noi în prezența lui Dumnezeu. În Noul Testament îl găsim pe Pavel care dă și el o lecție asemănătoare corintenilor. Atunci când sosește în Corint, găsește că aceștia aveau o înclinație specială către filozofie. Preoții lor păgâni filozofau cu privire la păcatele comunității, încercând să îndepărteze orice sentiment de vinovăție. Pavel se întâlnește cu ei și nu are o misiune ușoară în a-l prezenta pe Domnul Isus. În Atena are o experiență asemănătoare. Însă abordarea lui Pavel nu este una sofisticată, savantă, ci una foarte simplă. El este foarte clar în declararea intenției lui. Ascultați numai ce spune el cu privire la ceea ce a vrut să prezinte corintenilor. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Atât, nimic mai mult. Dar ascultați numai la modul în care a propovăduit acest crez al lui. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Nu cred că poate fi o explicare mai bună a motivului pentru care Dumnezeu are această solicitare cu privire la altar. Acolo nu era vorba nici de cum despre manifestarea omului, ci despre puterea lui Dumnezeu. Acesta era secretul altarului. Dumnezeu, nu omul. Cel de al doilea aspect este legat de scările care se conducă la altar. Din nou este vorba despre influențele Egiptului. Privind la piramide, se poate observa cu ușurință că ele sunt foarte înalte și cu o mulțime de trepte. Atunci când ajung în țara promisă, izraeliții vor întâlni tot felul de altare, închinată zeilor păgâni, altare așezate pe înălțimi. Dumnezeu declară că aceasta este o urăciune înaintea lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spune că el nu vrea altarul pe înălțimi. Motivul pentru care Dumnezeu solicită acest lucru în această împrejurare este acela că goliciunea omului va putea fi dezvăluită. Aceste cuvinte sunt și o referire la vestimentația momentului dar de asemenea și o referire la accesibilitatea altarului. În ceea ce privește vestimentația, se poate spune doar că era mult diferită de cea de astăzi și oricând puteau apărea situații delicate. Or Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și prezența lui solicită decență din partea noastră. În ceea ce privește așezarea altarului, Dumnezeu dorește să-l facă accesibil tuturor. Fiecare trebuie să vină în prezența lui Dumnezeu și nu trebuie să fie nimic care să îngreuieze aceasta. Iată, dragi prieteni, preocuparea lui Dumnezeu pentru comunicarea cu noi oamenii, pentru părtășia pe care dorește să o aibă cu noi. Ea nu este nici ușuratică, circumstanțială, dar nici ezoterică, greu accesibilă. Dragii mei, cred că aceste aspecte sunt o lecție și pentru apropierea noastră de cruce, care este altarul nostru. Apropierea de cruce trebuie făcută cu respectul pe care îl solicită importanța jerfei Domnului Isus, și de asemenea cu libertatea pe care o aduce această jertfă. Fie să găsim și noi echilibrul de care avem nevoie în apropierea noastră de Domnul. Dar să trecem acum la capitolul 21, capitol în care continuă această întâlnire a lui Dumnezeu cu poporul Său. De această dată, legile sunt și mai mult legate de viața de zi cu zi a poporului și de activitățile și preocupările Lui. Nu sunt omise aici nici raporturile sociale, ierarhiile și chiar schimburile economice. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este preocupat de fiecare aspect al vieții poporului, așa cum este preocupat de fiecare element al vieții noastre. O primă lege de reglementare a relațiilor sociale este cea legată de raportul sclav-stăpân. Dumnezeu spune așa, Dacă vei cumpăra un rob evreu, să slujească șase ani ca rob, dar în al șaptelea să iasă slobod fără să plătească nimica de spăgubire. Dacă a intrat singur, să iasă singur, dacă era însurat, să iasă și nevastă să împreună cu el. Dacă stăpânul lui a dat o nevastă și a avut fi și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie a stăpânului lui, iar el să iasă singur. Dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușe sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă, și robul să rămâne pentru totdeauna în slujba lui. Problema sclaviei este folosită ca argument de către cei ce protestează împotriva lui Dumnezeu. Spun ei că dacă Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu drept, nu ar fi acceptat sclavia. Nu știu de ce trebuie învinuit Dumnezeu pentru ceea ce este păcatul nostru. Nu este Dumnezeu acela care a inițiat sclavia. Ce a fost dorința noastră a oamenilor de a lua locul lui Dumnezeu pentru viața unor semenai noștri? Este foarte adevărat că sclavia a fost una din plăgile sociale ale acestei lumi, dar, în niciun caz, nu poate fi învinovățit Dumnezeu pentru aceasta. Mai mult, cred că legea pe care Dumnezeu o dă aici vine să limiteze răutatea omului. Dumnezeu intervine în limitarea timpului robiei. De asemenea, dacă omul era căsătorit după șapte ani, când era eliberat, avea dreptul să-și ia și soția cu el. Dacă se căsătorea cu o sclavă, pe timpul sclaviei sale, la momentul eliberării, numai el era liber. Dacă voia să rămână de bunăvoie la stăpânul lui, atunci, în urechea lui era dată o gaură care indica că devenea sclavul stăpânului său pe viață. Aceasta este și ea o imagine a Domnului Isus. El a venit aici pe pământ pentru a lua asupra lui sclavia noastră, față de păcat. El putea să plece liber de aici, putea să se întoarcă la ceruri, la poziția sa de persoana Sfintei Trăimi, fără să treacă prin experiența morții. De rete ce scrie Apostolul Pavel cu privire la acest lucru. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Sunt cuvinte adresate filipenilor și se găsesc în capitolul 3, versetul 8. În psalmul 40, un psalm profetic al lui David, este scris despre Domnul Isus. Tu nu dorești nici jerfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpun urechile, nu cer nici ardere de tot, nici jerfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Scritorul epistolei către evrei confirmă că este vorba despre Domnul Isus în capitolul 10. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jerfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jerfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jerfe, nici prinoase, nici arder de tot, nici jerfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus a venit de bună voie pentru a ne elibera pe noi de sclavia păcatului. Este un motiv pentru care merită dragostea și respectul nostru. Să mergem însă mai departe la legea privind lovirile și accidentele. Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. Dacă nu i-a întins lațuri și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îți voi hotărâ un loc unde va putea să fugă. Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva fratelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar și de la altarul meu să-l zmulgi ca să fie omorât, cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Este legea care stârnește controverse cu privire la porunca să nu ucizi. Cum, spun unii, Dumnezeu interzice uciderea, iar pe de altă parte poruncește să fie uciși oameni. Cu toate că am mai abordat această temă, trebuie reamintit faptul că nu este vorba despre cruzimea lui Dumnezeu indicată în legile acestea, ci este vorba despre inima noastră, cea care este vizată de această poruncă. Cu siguranță ne mai aducem aminte de cuvintele lui Lameh, cuvinte din Cartea Geneza. El se lăuda față de soțiile lui cu răzbunarea lui sângeroase. Pentru vânătăile lui el a omorât oameni. Aceasta este dorința de răzbunare. Dumnezeu, însă, limitează răzbunarea. Apoi, nimeni nu are dreptul să facă pe Dumnezeu în viața semenului, viață pe care oricum nu i-a dat-o. Oricine făcea acest lucru trebuia să știe că adevăratul Dumnezeu va cere același lucru în ceea ce privește persoana lui. În același timp, Dumnezeu apără pe cel nevinovat. În țara în care va ajunge Israelul, vor fi cetăți de refugiu pentru ca cel implicat în eveniment să beneficieze de judecate. De asemenea, Dumnezeu face diferența între omorul accidental și cel cu premeditare. Dar Dumnezeu este protectorul familiei și al căminului. Copilul care se ridică împotriva părinților este pedepsit pe măsura faptelor sale. Dragi ascultători, fără ispășirea pe care Domnul Isus a făcut-o pentru noi, nu poate exista apropiere de Dumnezeu. Nici măcar cuvântul său nu ni se poate deschide atâta timp cât nu suntem scoși de sub puterea păcatului. Scriptura ne poate spune ce trebuie să facem pentru a fi izbăviți, dar nu vom cunoaște niciodată măreția, unicitatea și frumusețea Domnului nostru, pentru că mereu păcatul va pune bariere cunoașterii noastre este mesajul pe care îl primim din imaginea pe care o avem în cortul întâlnirii. Nimeni nu poate pătrunde acolo unde este prezent Dumnezeu fără să treacă prin curtea unde se aduce jerfa pentru păcat. Nici măcar marele preot nu poate încălca această prevedere. Și el trebuie să aducă o jerfă pentru păcatele sale, pentru că apoi să poată intra în Sfânta Sfintelor, acolo unde urma să facă ispășirea pentru popor. Dragii mei, aceasta nu este teologie. Nu este numai informație, ci este o problemă de viață veșnică. Aici nu este vorba numai de accesul la cunoașterea lui Dumnezeu, ci este vorba despre relația noastră cu El. În acest sens, sunt pentru noi expresia liberării. Pentru Israel era o expresie a limitărilor lor. Să nu uităm, dragi ascultători, că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și așteaptă sfințenia de la poporul său. Ea este totala separare de păcat, alipirea de binele potrivit standardului lăsat de Dumnezeu pentru noi oamenii. Trebuie să-i tratăm cu respect pe cei din jurul nostru, pentru că în felul acesta îl respectăm pe cel ce ne-a creat, pe cel ce este Dumnezeul acestui univers, pe cel în fața căruia noi toți suntem egali, suntem copiii lui. Respectul pe care îl arătăm față de cei din jurul nostru, este respectul pe care îl arătăm Domnului nostru. Apoi să nu uităm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de dragoste. Chiar dacă aceste legi par atât de crude, de fapt sunt grija lui. Este modul în care el încearcă să ne ocrotească de noi înșine. Așa cum bine știm, noi avem o putere de distrugere foarte mare. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să înțelegem care este grija lui, dragostea lui pentru noi. În același timp, trebuie să înțelegem care este condiția noastră, condiția noastră păcătoasă, care are nevoie de izbăvire. Iar izbăvirea, să nu uităm, vine doar prin Domnul nostru Isus Hristos. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.